Bună ziua, prieteni! Vă mulțumesc că ați dat curs invitație de a fi prezenți la acest briefing. Cunoașteți cu toții că am făcut recent o solicitare în Parlament în adresa Serviciului Informație și Securitate cu privire la activitatea unor canale obscure de Telegram. Nu mult după aceea, asupra mea a început să se abată o avalanșă de înjurături și informații nebuloase. Dar nu asta m-a deranjat. În anii de luptă cu regimul Plahotniuc, majoritatea liderilor platformei Demnitate și Adevăr, am trecut prin colimatorul presiei afiliate oligarhului, nesfârșitelor atacuri la persoană, felajului și interceptărilor ilegale. Procuratura Generală a confirmat prin răspunsul la demersul meu că urmare participării la protestele organizate de platforma Demnitate și Adevăr în perioada 2015-2019, pe numele meu au fost pornite 4 dosare penale ilegale. Andrei Năstase a avut și el parte de un asemenea linșaj mediatic, etichetări scandaloase și insulte cu text deschis, neadevăruri oripilante, texte jigoase izvorâte din minți lipsite de orice simț. Nu ne este frică de presă. Respectăm adevărata presă. Presa liberă, care își bazează știrile pe adevăr. Nu agrezi însă presa minciunoasă, manipulatoare și dezinformatoare, pentru care adevărul chiar nu contează. Presa care mizează pe cititorul neinformat. De această presă nici nu ar trebui să ne amintim. Cu atât mai mult să vorbim de niște site-uri obscure. Dar un text prezentat drept știre, care a ajuns să circule liber și pe unele canale de Telegram, mi-a trezit mari suspiciuni, pentru că face trimiteri la informații care țin de secretul de stat. Așa că mă întreb, cum a fost posibil ca divulgarea unor date și informații strict confidențiale să aibă loc? De unde scurgerea de informații? Pentru a înțelege despre ce este vorba, trebuie să deschid câteva paranteze. La sfârșitul lunii septembrie 2019, pe când exercitam funcția de șef al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, doi ofițeri superiori ai Serviciului Informației și Securitate, care dețineau funcții importante în Direcția Generală Spionaj Extern, au solicitat o audiență. De la ei am aflat că au lucrat mai multe luni de zile sub acoperire în Afganistan pentru a obține eliberarea ostaticilor moldoveni. Or, și asta ar putea fi un motiv de investigație al organelor competente, operațiunea serviciului nostru de inteligență, coordonată cu partenerii de dezvoltare, a fost dată peste cap de FSB-ul rusesc, care s-a implicat în această operațiune pentru a-i face PR lui Dodon, care intrase în campania electorală. Până la urmă, desigur că pentru noi, dar în primul rând pentru persoanele care au avut de suferit, care au fost salvate, cu siguranță nu contează deloc cine i-a readus în familie pe supraviețuitorii elicopterului doborât de talibanii afgani. Bine că sunt acasă. Totuși, pentru că cei doi ofițeri au depus o plângere în care se aduceau acuze conducerei Serviciului Informații și Securitate, am avut o discuție la subiect cu domnul Alexandru Esaulenco, conducătorul instituției. Am fost informat că cei doi ofițeri au depus, cică benevol, cerere de demisie. Formal o fi așa. Ulterior am aflat că petiționarii au acționat instituția în instanța de judecată și am decis că este corect să spună cuvântul justiție. Nu am mai vorbit la acest subiect cu nimeni altcineva, nici cu colegii mei de fracțiune sau de partid. Nu au știut de discuția pe care am avut-o cu ofițerii implicați în misiunea de eliberare a cetățenilor moldoveni capturați de talibani, nimeni. Și totuși, informația despre întâlnirea ofițerilor cu președintele Comisiei Securitate Națională a ajuns să circule liber pe unele canale obscure de Telegram. A fost divulgate în mod abuziv informații secrete și strict secrete
ce vizează detaliile lucrului operativ desfășurat pe linia spionajului extern. Ori formele și metodele de activitate, precum și identitatea ofițerilor operativi și a surselor, sunt informații strict secrete care trebuie protejate. Drept confirmare a celor spuse, o să vă aduc acest exemplu. Pe 18 iunie 2020, pe unul din site-urile anonime apare în limba rusă următorul textuleț. Citez. Kiril, stoilă tak agresti zadvuh, folosesc un cuvânt necenzurat, iadno желеобразное существо, cum ar fi în traducere aproximativă, ce te opintești pentru doi frustrați și o legumă. Este vorba despre cei doi ofițeri și unul dintre membrii echipajului care a suferit traumatisme grave la căderea elicopterului. Trebuie să vă spun că nu mai târziu de 2 săptămâni în urmă am avut o discuție cu acest membru al echipajului numit de autorii textulețului Legumă și am aflat multe lucruri interesante. Spre exemplu, că a ajuns fără voia lui un element însemnat în combinațiile lui Igor Dodon și de problemele căruia șacmatistul din fruntea statului a uitat cu desăvârșire. Omul nu și-a primit salariul pe ultimii ani de muncă în Afganistan. Și mai grav, asiguratorul din Republica Moldova a refuzat să-i achite suma prevăzută de asigurare, invocând că trebuie să aducă certificat din Afganistan de la talibani, care ar confirma în ce condiții a suferit traumatismele. A depus încă în februarie o plângere la președinție, dar răspunsul se face așteptat. Într-o altă postare denigratoare apare, atenție, numele unuia din ofițerii care s-au aflat în acea misiune dificilă a Serviciului Informații și Securitate și care deținea, la acel moment, funcția de șef adjunct în Direcția Generală Spionaj Extern. Apare numele și prenumele acestui ofițer. În alta se face trimitere la anumite înregistrări ale discuției purtate de deputații blocului acum cu un partener de dezvoltare. Întrebarea care se cere, de unde știu aceste Telegram canale obscure despre discuția mea cu ofițerii SIS și membrul echipajului dacă aceasta a avut loc în biroul meu din Parlament? Am fost interceptat? Să fie vorba de scurgeri premeditate de informații secrete? De incompetența conducerii SIS? Persoane care teoretic nu au acces la datele privind spionajul extern scriu inclusiv despre detaliile unor operațiuni strict secrete desfășurate peste hotare. Vreau să amintesc că legea numărul 70 din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate indică în articolul 64 protecția datelor despre ofițerul de informații, așa se numește articolul, datele despre identitatea și calitatea ofițerului de informații constituie secret de stat. Termenul de secretizare a acestor date este de 50 de ani, de la data eliberării din serviciul a ofițerului. Conform surselor neoficiale, se pare că persoana responsabilă de utilizarea ilegală a informațiilor secrete ar fi un angajat al Serviciului Informații și Securitate, care se pretinde că ar fi demisionat și fiind detașat astăzi într-o instituție de stat. Nu am drept să-i divulg numele, dar Procurorul General este la curent. Mă întreb dacă persoana în cauză, ca și cei care gestionează aceste canale anonime, știu oare că acțiunile care pot duce la divulgarea secretului de stat cad sub incidența codului penal. Știu ei oare că aceste fapte constituie infracțiuni de divulgare a secretului de stat prevăzută de articolul 344 cod penal și pedeapsa pentru aceasta este de până la 7 ani de închisoare. Postările distribuite pe aceste rețele încalcă flagrant atât normele bunului simț, cât și pe cele legale, constituind atacuri la persoană, dezinformări, denigrări ale persoanelor publice, ale foștilor și actualilor ofițeri ai organelor de forță, judecători, reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai minorităților etnice, etc. Asemenea fapte sunt inacceptabile, iar membrii demni ai societății și ai serviciilor de forță trebuie să le taxeze public, iar organele competente să ia măsurile de rigoare.
Dacă faptele se adeveresc, situația este extrem de gravă. De aceea am decis să aduc aceste lucruri la cunoștința societății civile. Noi credem în transparență și în informarea corectă, pentru că societatea informată știe să se protejeze și știe ce atitudine trebuie adoptată față de cei care o amenință. Rog în acest sens și Procuratura Generală, care a fost deja informată cu privire la aceste detalii, să urgenteze examinarea acestor plângeri de interes sporit pentru societate în ansamblul ei și care ar demonstra dacă într-adevăr cei care au jurat să apere țara cultivă în schimb ură națională, politică și personală, transformându-se în uneltele unui regim corupt, incompetent și cu comportament mafiot. Repet, dacă aceste circumstanțe se adeveresc, atunci securitatea statului este pusă în pericol de însăși cei ce trebuie să apere securitatea națională a Republicii Moldova. Și în aceste condiții, Procuratura și Justiția trebuie să-i tragă la răspundere pe cei ce au comis aceste infracțiuni împotriva Republicii Moldova. Vă mulțumesc!